Lipsa interesului pentru acordarea majorărilor salariale în sistemul de învățământ, care conduce la producerea unui dezechilibru social și aduce pe cei din educație în imposibilitatea asigurării unui trai decent, a scos cadrele didactice în stradă. Astăzi, peste 100 de membri ai sindicatului din învățământul preuniversitar Hunedoara au pichetat prefectura Hunedoara. Peste o săptămână vor participa la un marș de protest pe străzile Devei, iar dacă guvernanții nu vor ține cont de doleanțele lor, sindicaliștii amenință cu o grevă generală în luna mai. Aproape 200 de angajați în domeniul educației au pichetat astăzi instituția prefectului, purtând mesaje privind subfinanțarea sistemului de învățământ. Și pentru că prefectul a anulat ședința Comisiei de Dialog Social programată pentru data de 17 martie, sindicaliștii și-au luat revanșa, organizând astăzi o ședință de 2 ore de fluierături. Reprezentanții cadrelor didactice, a personalului nedidactic și a personalului didactic auxiliar, nemulțumiți că nu suntem luați în seamă. Se pare că se vrea calitate în învățământ, dar nu se acționează cu pârghiile necesare. Învățământul este de ani de zile subfinanțat, personalul didactic auxiliar lucrează după niște normative din 1998. Noi suntem în 2023. Păi, nu suntem implementați în realitate. 25 de ani ce așteptăm? Cine trebuie să refacă acele normative? Astăzi, prefectul a arătat o oarecare deschidere față de dialogul cu sindicatul din învățământ și a invitat la discuție o delegație din rândul protestatarilor. Însă, surpriză! Am fost politicos și am mulțumit domnului prefect pentru că ne-a primit, dar era o obligație morală și legală să ne primească și să facă comisia de dialog social atunci când am cerut-o, nu când consideră dumneavoastră că e oportun. În rest, ne-a ascultat, am prezentat problemele, ba mai mult s-a plâns și domnul prefect de salariile din prefectură, că la un moment dat a devenit situația hilară. Prefectura, administrația se plângea protestatarilor. Nu e nicio speranță. Atâta timp cât nu există decizie politică, că nu se vrea să se facă ceva pentru educație din partea politicilor, nu este absolut nicio speranță. Și o să vă confirme și domnul prefect, de vreme ce ni s-a plâns el nou. Lipsa dialogului social, dezinteresul guvernanților și al parlamentarilor privind aplicarea legii salarizării în educație, adoptată încă de acum 5 ani, îi determină pe sindicaliști să continue acțiunile de protest planificate și care pot culmina cu o grevă generală în luna mai.